șterge domn profesor? Da. Acum vă dau una frumoasă, frumoasă. Parcă îți părea cu gusturi, ce? Da. Da, poate. Da, îți place. Nu, nu, cu fiecare oră învățăm mai mult și nu trebuie să fim încăpățânați. Să fim deschiși. Ideea că trebuie să ne imprimi ce încerci. Domn profesor, și de aceea sigur că da, sunt închisuri la care trebuie să coborâm, să prindem șmecherile cât mai bine. Ca cifre acolo 3, 4 și 5 sunt consecutive, dar ele, punându-le pe cifra... Nu în ordinea aia, sute și... Da. Deci nu... Aflați cifra A mic știind că... Deci determinați cifra... A mic știind că... A mic știind că... 101 plus... Că... 101 plus 202... 200 plus, și așa mai departe, plus o sumă egals. Aha, 0A, A mic 0A. A, 0. A, ăsta e bara, domnule. A, 0. A, egal cu 2828. 2828. Deci A, 0, domn profesor, A. A, 0. A, 0. A. A, mai bine, nu? Da, da, foarte bine. 0. O, o. Ușor. Iar ușor. Iar încep ăștia. Ce suma lui Gauss? Că nu poți să faci suma lui Gauss dacă nu ai ultima cifră, în ultimul număr. Never said never. Never said never, corect. Că acolo ce faci? Dacă faci suma lui Gauss, acolo ce o să scrii? Sub 101 o să scrii A0A și apoi sub 202 ce o să scrii? Sunt domnului profesor, ți-a spus never say never. Adică niciodată. Să nu spui niciodată. Păi eu aș pune 202, domn profesor. Eu am trist acolo cât m-ai înjurat și vin sărbătorile. Și tu pleci și zici, am zis, sunt jurătură, eu nu pricep nimic, la revedere. Dar mie ce poate fi A0A? Cum Darea zice că nu știi cât e A0A. Cine poate să fie maxim? Păi 9, 0, 9. 9, 0, 9. Dar de unde știi că e până la 9, 0? Păi nu, Darea acolo nu spune că... Încercăm până la... E de 3 cifre. E A e de 3 cifre. Bun. Stai puțin, să o luăm logic, să o luăm logic. Dacă facem după suma lui Gauss și punem acolo 909, noi deja avem 1000. Și dacă punem 908 sub 2000, da, așa, ne dă 1200 păi, și ceva. Poate e 707, acum nu știu. Poate e 707, dar nu se știe și așa nu mai ai chestii. Trebuie să fie și o altă metodă. Care e povestea? Pornim așa, așa să încercăm, noi, da, încercăm. Să încercăm, să vedem încercăm. Unde se oprește undeva. Corect. Dacă depășim prea mult, mai tăiem, mai tăiem. Înapoi, ce să facem? Dacă nu ne vine mii de altceva? Se știe deja. Dar nu știe. Hai să vedem dacă este. Deci nu ne duce până la 9-9. Da, da, da. La 9-9 ne duce, că e prea mult. Deci e prea mult? Da. Păi nu, dă tu până să ne oprim. Zii, mă, până unde să ne oprim. 8. Nu 8, că e prea mult. Eu zic vreo 7 sau 6. Mergi pe 6 întâi. Pe 6, pe 6. Adică... Davide, stai puțin, două deci... secunde, stai două secunde. Stai puțin, Davide. Cât e, cât e? Stai puțin, Davide. Eu cred că este 808. Pentru că... Ne-am oprit la 808 pentru că... Nu, eu zic să mergem, domn profesor. Stai două secunde. Mine, stai, nu, că nu știe. Așa e. Dar s-a dat acolo 808 plus 201, 808 plus 201 de 909, stați cine, stați puțin, 808 plus 201 de 1000 și am acolo 1900. Dar eu zic să mergem, domn profesor, nu vă luați după ei. Da, da, mergem, până la cum vă zateam. 606, și facem o porcărie. 101. Dar să începem cu 606. Da. Plus 306. Mai bine le puneați una sub alta, domn profesor. Plus. Da, nu le puneați una sub alta. 400. Ba nu. 4. E bine. Plus 505. Da. Și plus 606. Atâta vor ei, da. Ne respectăm dorin. Și o să facem o pustie. Hai să vedem, măi. 6 plus 5. Grupăm, domn profesor. Grupăm. Hai. Ce grupăm, profesor? Ăsta și cu ăsta, da? Da, nu, nu, puneți 404 cu 6, cu 6... Păi, dar de ce nu lasă așa, mă, să fac și eu? 101 și cu 6, 6, că faceți? 7, dar eu v-aș spune să faceți 404 cu 6,
Faceți 1000. Cum 1000, domn profesor? 600, 6 cu 400, 4000? Eu spun, eu aș fac așa. 1010. 1010? Eu sunt de acord acum. Așa, da. 1010. Apoi. Și acum, care să mai facă, domn profesor? A, 505 cu 300, 202. Da. 505 da. Cu 302. Cât fac acolo? Face 800 plus 300, 1000. 100. Ei, da. 1010. 1010, măi, puiule, măi. Da, dar nu ne dă. Stați puțin. Păi nu știu, să vedem. 1010. Deci face ăsta 7-3. Dar așteaptă. 1010. Nu, mai te faceți 200. Așteptați. 1010. Și v-a mai rămas 101, domn profesor. Și m-a mai rămas 101. Da. În final fac 2020. 2020. Face 1121. 101, așteaptă. Plus 100. 101, vă dă 1, 2, 1, 2. N-ați ajuns, îmi pare rău. Mai mult! Mai trebuia! Încă două numere! Poate 1! La 77, până și eu am zis eu între astea două, deci eu sunt ăla care am putere. Ți-am zis că da să ne la 7. Ajută, ați văzut că ați văzut că 67. Deci da să ne ați lăsat prima dată cu 7, că ziceați că o să ne dea din prima și... Dar nu știam, dar nici eu nu știam, de unde să știu de... Oricum nu am spus 166. Da, domn profesor, dar asta e pe bâșbuite. Așa este. Asta e. Nu, există și o metodă logică. Hai să vedem. Noi fiecare crește cu 101. Deci să scoatem pe 101 în factor cum? Da. Și facem. Logic. Că fiecare crește cu 101. Deci la 101. Practic e 101 plus 101 plus 101 de o grămadă de ori. Da, poți fără de mii de ori? Dacă luăm așa. Nu. Adică luăm din 2... Deci luăm de 101, scoatem pe 101. Cât poți să scriu? 101 ori 2. Corect. 101 ori 2, asta e, da. Sunt foarte de acord. Deci acum zicem așa. Yes, suma este egală cu 101. Da. Plus de 2 ori ori 101. Și următorul termen, domn profesor, cum să scrieți? Păi ești. 101 ori 2 plus 101 ori 3. Plus de 3 ori ori 101. Plus de 4 ori. Ori 101 ori 4. Și până unde, domn profesor? Plus 101 ori 5. Nu știți, nu? Până unde, Daria? Plus 4 ori 101. Da. Plus 5 ori 101. Tot așa? Și plus puncte. Până la 700. Până la 7 ori. Dar de unde știi? 7. Dar de unde știi tu că până la 7? Da, noi. Nu-i voie, nu mă scuzați. Plus... 101, domn profesor. Plus 6 ori 101. Da. Plus 7 ori 101. Stop. Plus 8 ori 101. Eu puneam plus la ori 101. Plus 9 ori 101, nu? Da. Maxim. Nu. Maxim. Tot. Maxim. Da. Mai mult de atât nu se poate. Da. Și cam mai departe. Și logic, pentru că îl scoatem pe 101 în factor comun. Perfect. Și facem 101. 101 pe lângă. Cât? Mai vedeți scrisiunea aceleași numere? 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 4 plus 5 4, plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Și vedem că avem de al de 10, îi unim și vedem cât de 10 avem. 9. Și noi am aflat acolo. 1 și cu 9 faci cu 10. Că avem 4 de 10 și un 5. Deci 45. 3 cu 7 fac un 10. Și facem 101 ori 45, pe care 45, 45 răspund. 45, da? 101 ori 45. Ca să vedem cât ne dă. Și avem acolo 5, 0, 5 și 4, 0, 4. Și ne dă 4545. Prea mult. 4545. Eliminăm primele două cifre, ultimele două cifre, adică 8 și 9, pentru că deja aflăm că sunt mult prea mari, că dacă ne dă deja 4000, da, îl eliminăm. Și ajungem la varianta cu 101 ori. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Și facem acolo câți de al de 8 avem. Avem 1, 2 și 3. Și avem 3 ori 8 care ne dă
24 plus 4, 28. Deci 101 ori 28. Oh, 101 ori 28. Și 2, 0, gata, 2. Atâta, da. Și ne dă 8, 2, 8, 2. Adică 2828. Și facem, am făcut și primul metoda asta. Mai prins un 2 în față, domnul profesor. Un 2 în față, da. 2828 și terminat. Și am făcut și metoda asta și am terminat. Cum a fost? Mai simplu? Cum a fost? Prima. E prima variantă, prima, că ați zicit. Da. Păi, dar, nu? Am gândit. Am gândit, corect. Când eram la concurs, scriam calcule. Eliminam câte unul, câte unul, până ce mi-am Doamne, cred că vă plac foarte mult alea care doar să cercuiți libera. Și era așa, domn profesor, da. Nu? Sigur că da. Liber. Și e varianta așa. Ați auzit ce zice domn profesor? Deci chiar dacă ați fi mers pe ghicite, chiar dacă ați fi mers primul. El, ei spuneau, cu cred șase că prea foarte puțin, mult cu șapte, ar dat cu opt mai mult. Da. Rămâne șapte. Da, deci așa trebuia să... Deci a șapte. Cifra aia trebuia să o aflăm. A, egal cu 7, da? Da. Deci cifra pe care trebuia să o găsim a egal cu 7. 7. Răspunsul a egal cu 7. Matematic, da. Foarte matematic. Ați văzut așa. Cum? Yes, egal cu 101. Ia uitați-vă. Pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus 4. Uite acolo. Plus A. Aha, păi eu ce zic? Plus A? Că nu știam unde să ne ducem. Plus A, da? Da? Pentru că noi acolo avem A, 0, A. Și acum... Îi dau mai departe. Da, dar spate, 101, că nu am scris asta, pentru că noi deja am scris acolo 9 plus 1. Înmulțit cu primul plus ultimul, 1 plus A, da. 1 plus A, ori cât sunt ei, ori A pe 2. Ori A pe 2, A pentru pe că 2. Jumătate din numere se formează din grupe astea. Și cum le zicem A pe 2? A pe 2, iată, e o problemă. Trebuie să învățăm fracții când vin. A pe 2 înseamnă întreg unul, împărțim în 2 și luăm o parte. Așa, cât este ceasul? Acum oprim, domn profesor. Da. Mai sunt 2 minute. Domn profesor? Da, facem sinteza. Aici ne dădea 101 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus A, cum a scris dumneavoastră, domnul profesor, da. Egal cu 2828. Da. Și rezulta că 1 plus 2 plus 3 plus A egal cu 28. Sigur că da. Și atunci 21 plus A egal cu 28, A egal cu 7. O trebuie să scoatem un vot. Este varianta care ziceam eu, fra 2. Da. S-a împărțit aceea 2.800 sau 28. Să trecem pe sintra egal. Da. Facem sinteza, copii. Așteptați un pic. Sinteza orei. Determinat numărul X egal cu U și am făcut ordinea efecturii parantezelor și a ordinea operațiilor, domn profesor. Efectorii. Să scrieți ordinea, domn profesor, da? Așa. Ordinea efectorii parantezelor și a operațiilor, nu? Da, și A, op, da. Era, ținir, lor. Va ce aflat numărul necunoscut? 2. Când a fost tot așa, ordinea efectuării operației, am adus un A la mijloc. 1000 împărțit la paranteză pătrată A, 11 A plus... Deci 1000, cum a fost 1000? 1000 împărțit la paranteză pătrată. A, 11 A, da. Da, dar cu necunoscut aici. Da. Aflați numărul necunoscut sau? Aflați o necunoscută dintr-o expresie. Corect. Aflați o necunoscută dintr-o expresie. Da. După aceea am aflat, am avut fie numerele alea A, B, 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 A, B, A, B, A. 3. Exerciții. Unde B egal cu A plus 3. Cu ce e aia? Deci, dintr-un, din patru numere construite, din anumit da. Tip, să aflăm diferența de cel mai mare și da, cel mai mic, da? Da, 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 diferența de cel mai mare și cel mai mic. Cum să facem? Cum să spunem? Chiar așa spune. A aflați
diferența dintre A, 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 apoi B, 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 apoi A, B, A, B, nu? Și B, A, parcă a fost B, A, B, A. Unde B e egal cu A plus 3 era. Unde B e egal cu A plus 3. După aceea am avut calculat 2A plus 5B plus 3, ce, domn profesor? Dintre cel mai mare și cel mai... Da, da. Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic. Mare și cel mai mic. Cel mai mic. Și aici am făcut prin două metode, parcă. Corect? Da. Da. Deci rezolva, da? Prin... Două metode. După aceea am avut că suma calculat 2a plus 3b plus... Așa, calculați. Da, 2a plus 3b. 2a plus 3b plus... Nu, plus 5b plus 3g. Plus 3b plus 5b. Plus 3g. Plus 3g. Da. Știind că a plus b egal cu 3. A plus b egal cu 3. A plus b egal cu 3. Și b plus c. B plus c egal cu 5. Da? După aceea am făcut așa, am aflat toate numele de forma x, y, z cu proprietățile. Am avut... Aflați toate numele de forma x, y, z cu proprietățile. Știind că x, y, z se împarte exact la 5, se divide cu 5. X, y, z se divide la 5. Și că x, y și z sunt consecutive și că sunt consecutive și înmulțite dau 60. Și încă condiția x ori y ori z egal cu 60. Și am mai făcut și pe ultima, 6. Așa. Aflați cifra a mic știind că 101 plus 202 știind că 101 plus 202 plus, și așa mai departe, A0A egal cu 2828. Asta am făcut azi. Așa, perfect. Acum va fi scris chiar acolo, în comentariu. Și cei care vor vedea exercițiile, am uitat să le spunem ce. Să nu uitați să dați like și share. Asta e cel mai important. Cum ziceți, la revedere! Și să le spunem la mulți ani celor care vor pleca, care pleacă se în vacanță, în vacanță, celor prietenilor noștri, să le zicem un an bun și să ne vedem cu bine în anul următor. Corect. La revedere! La revedere!